Mai mulți medici din România, Marea Britanie, Grecia, Italia, Bulgaria deprind tainele microchirurgiei la cel de-al 27-lea seminar internațional de microchirurgie practică ce se desfășoară la Centrul Pius Brânzeu din Timișoara. La acest curs, de exemplu, sunt prezenți doi dintre chirurgii faimoși din Europa, profesorul Hirner de la Essen și Marco Piniati de la Modena. Iar dintre participanți, toți sunt rezidenți sau tineri specialiști în diverse specialități, în principal chirurgie plastică, și ortopedie. Aceste cursuri sunt importante pentru că oferă posibilitatea medicilor de a se antrena și a se perfecționa în tehnica reconstituirii țesuturilor. Pe de altă parte, microchirurgia nu este doar tehnică, ci înseamnă și o anumită filozofie referitoare la modalitatea de a trata țesuturile, de a interveni chirurgical asupra lor. La acest curs se învață tehnicile, cum se folosesc instrumentele, de o mare finețe, într-un mod pe care cursanții nu l-au cunoscut până acum. Este nevoie de multă delicatețe, care se dobândește în timp. Cursanții învață acum să intervină precis asupra țesutului. Cel mai important însă este ca cei care participă la acest curs să se întoarcă acasă mai motivat și dornit să aplice ceea ce au învățat aici. În microchirurgie, din cauza fineții extraordinare a structurilor, noi operăm pe structuri cuprinse între 0,5 mm și 2 mm, și datorită faptului că folosim instrumente care nu sunt obișnuite cu viața de zi cu zi, respectiv microscopul operator sau instrumentele microchirurgicale, aceste lucruri trebuie învățate în laborator. Și atunci cursanții noștri anastomozează o arteră de la piciorul șobolanului, piciorul din spate sau membru din spate al șobolanului. Această arteră are diametru de 0,7 mm și este diametrul unei artere de la mijlocul unui deget, mijlocul sau baza unui deget. Deci acest exercițiu este excepțional de bun în cazul în care medicul se confruntă cu un pacient în situație de urgență care vine la el cu degetul secționat și își propune să-i facă replantarea. Practic, microchirurgia, care este o tehnică în arsenalul chirurgical, o tehnică ce se poate folosi în chirurgia plastică, ortopedie, chirurgia generală, practic în orice domeniu chirurgical, nu se poate învăța în regimul în care se învață de regulă chirurgia sau orice specialitate, anume stilul de ucenicie. Stai lângă maestru, îl vezi cum operează o dată de două, de trei ori, apoi încerci să faci anumite părți din operație sub ghidajul lui și la sfârșit, după ce ai văzut de suficiente ori, ai citit și ai înțeles, faci de unul singur această operație. Fiecare participant la curs va primi o diplomă din partea Societății Române de Microchirurgie Reconstructivă.